Bună, la mulți ani, 2023. Nu am mai pus de foarte mult timp un clip, termina sezonul cu un accident, după aceea cu probleme mecanice. Dar ce pot să vă spun este că vara acestui an o să fie un pic diferită față de anul trecut, pentru că acum o lună mi-am cumpărat această bestie. Am trecut pe tabăra bicicletelor electrice și eu, sincer, mi-am dorit una de când mi-am cumpărat bicicleta. Îmi place foarte mult să pedalez, dar îmi place și mai mult să mă dau la vale și așa pot să mă dau mult mai mult timp pe bicicletă, să împing mult mai puțin timp. Astfel vă prezint mondracorul meu, Crafty Air, Fox Retro pe față, Fox Float X pe spate, nu știu, prima dată când am și eu suspensii Fox. Bicicleta îmi place mega mult. Astăzi o să facem un traseu scurt, care mă normal era un traseu lunguț, bicicleta mea normală. Și o să vorbesc scurt despre ea, cum mi se pare până acum, după 200 și ceva de kilometri. Bicicleta a fost așa un impulse buy, pentru că nu ăsta era neapărat filmul meu. Îmi doream mult o bicicletă electrică, dar îmi doream ceva un pic mai ușor, mai aproape de ce am învățat eu că este bicicletă. Nu mă dau. Însă, la urmă a fost o chestiune de bani și am obținut bicicleta asta la un preț destul de decent, mult mai bun decât ce îmi doream eu, adică bicicletă electrică, lightweight, ceva cu Fazua sau bicicletă de la Specialized, SLU, Canivo, îmi plăceau mie, toate aveau niște prețuri foarte absurde, pentru practic mai puțin. Și la sfârșitul sezonului trecut, sincer, am trebuit să-mi dau mult mai mult în zona mea locală, lipsit de, din cauza faptului că am avut mai mult timp, mai puțin timp, pardon, după cum avem cu toții, mai puțin timp, cu joburi, cu toate cele. Și am realizat că mă pot distra foarte mult și pe dealurile astea, ca tot că este foarte abrupt de urcat și coborâri scurte, deci orice grămadă, ca să cobor ceva abrupt și pe aceea și o grămadă și n-apucam să mă dau extrem de mult înainte să rămân fără energie. Și până la urmă s-a rotat bicicleta asta, care pune aproape de bifele, mai puțin greutatea, însă și cu greutatea sunt plăcut impresionat, că după o vreme după ce m-am dat pe ea, totuși nimicul mai care a luat de grea. Nu se arcuia la fel ca cu bicicletă normală, dar atâta timp cât ai viteză sau ai un kicker mai sesizabil, e tot în regulă. Adică, ce vreau să spun, e că te distrezi super tare și cu navida asta. Singurul loc în care cred că nu va fi chiar la fel de bună este, sincer, într-un bike park. Însă asta și m-am gândit de câte ori ajung eu în bike park pe sezon și well, asta transformă aproape orice zonă într-un bike park. Astfel face foarte mult sens bicicleta asta pentru mine. Chiar aveam emoții mari, mai ales când am dat banii. Am avut așa o senzație de nu știu, mi s-a făcut inima cât un purice, mai ales cum era frică să nu-mi placă. Mai ales când intram cu niște preconcepții. Am apucat să-mi dau pe bicicleta asta, am închiriat-o de la Izimbru de câteva ori. Am fost cu Victor în ture faine la Izimbru, dar niciodată nu eram complet sigur, tot timpul m-am dat. Practic pe când începeam să mă obișnuiesc, era deja sfârșitul turei. Și în plus față de asta, eram pe un M, care fiind Mondraker, Mondrakerile sunt mult mai lungi decât majoritatea mărcilor, trebuia să fie la fel de lungă ca Vitusul meu, dar ei bine, nu se simțea la fel de lungă, se simțea un pic înghesuită.
și eu mi-am ales bicicleta până la urmă pe L, care este un ridge de 490. Vreau să spun că se simte perfect natural și sigur, poate head angle-ul nu este chiar atât de slack sau ceva, dar nu știu, e pentru mine. Nu-mi plăcea nici display-ul, cum era de lui vechi, și acesta venea cu display, însă l-am dat jos și am rămas numai cu acest mic controller, care l-am și dat în jos, încât schimb modurile exact de lângă maneta de dropper, și așa pentru că nu face sens, pot să întorc bicicleta și invers. Super, super bine pentru mine, toate turile care l-am dat până acum, super, iubesc bicicleta asta. Urc niște chestii care mi se păreau absolut incredibile, adică incredibil de urcat. Și nu știu, eu reaprins pasiunea pentru mountain biking, adică oricum oricum era toată viața mea centrată în jurul sportului, adică e literalmente cea mai enjoyable activitate care o fac, însă pe bune asta dată încă o dimensiune în plus sportului. După cum urmează de aici, pe urcarea asta este o urcare suficient de agresivă încât să nu mai conteze că sunt pe un e-bike și trebuie să chiar depun foarte mult efort ca să urc, cam urm să mă vedea, dar este o urcare în care îți împingi bicicleta chiar și dacă ești un exceist bun. Jesus, încă mi se pare foarte nenatural să urc ceva atât de abrupt. Asta a fost doar prima bucată. Urmează încă o bucată mai lungă. Au, mai abruptă. Ah, aici o să-mi pierd vocea. Bucățica asta știu deja. Nu vă puteți imagina ce-am rupt de aici, dacă n-ați mai fost. Adoare când urc aici. Și în continuare mi se pare foarte șocant. E posibil să urc în ciudat așa ceva. Și urcat în maxim 15 minute,
Încet până cred. Ceea ce ar fi durat 30-40 de minute în funcție de de care aveam chest să mă busesc, pentru că făceam pushback o mare parte din traseu. Ce vezi bicicleta asta? Să sună ca și când încerc să-i lasă toată lumea că e bike-ul sunt cele mai tare. Și bineînțeles, asta este doar opinia mea sau cum îi se pare mie. Nu este la fel pentru toată lumea. Dar băi, uite, am ajuns în un timp atât de scurt. Iubesc bicicleta asta. După cum spuneam, banii hapurile la viteză mică sunt un pic mai grele, dar dacă ai de pe ce să țopăi sau un pic de viteză, e chiar ok. Cred că nu-i de toate frunturile astea. Hei, cred că s-a făcut o mătăcetă pe aici, așa s-a făcut un pic mai curat. Oare e plin? Clip. Încercăm să dăm mai complet acum. Jesus. Bun, și acum unde era? Ce era? Hai, ce bine să meargă după ce curățăm un pic de frunze. Deocamdată este so fucking sketch. Yes. Asta din el să merg, cute. Și asta te așteaptă după ce ai coborât un pic. Iarăși o urcare absurdă care îi dai în întâia și suferi. Prima dată când am venit aici am crezut că wow, ce o să descoper, dar încolo la un moment dat se lăsește drumul, se transformă într-un drum forestier. Mamă, ce minunat de linia asta. Să găsesc o continuare neapărat. Hei, de fapt ar fi mai surcată. Hai. Hai, o găsesc. Alai. Și voilà. Mai am sunat apoi de unde am plecat. Absolut grozav. Aici. Jesus, ce se drapiază. Pietre și frunze.
Am ajuns deasupra la ultima coborâre pe ziua asta. Uite vulpe, nu se vadă pe GoPro. Și ultima coborâre, să ajung acasă. Mai avem planuri pentru această zi scurtă de duminică. Să vedem. Băi, ce scărie e toate frunzele astea, sunt faptice. Așa, bă, normal zic. Flat out. Și ne constant că acolo nu mai dau. Cine știe ce frunze aici, iarăși sunt ce frunze. Ceva, dar nu a ieșit. Băi, la fiecare tură parcă e și mi-am fi de frunze. Oh, nu. Jesus! Foarte distractiv, da. Foarte. Sketchy în același timp, nu pe frunze. Și atunci nu știu sigur la ce să mă aștept. Bueno. Yep.
Pure asta dar la orzarca niciodată. Cam cam acesta a fost video de astăzi. Doar o scurtă prezentare la bicicletă. După cum probabil vă dați seama din ce am vorbit tu și pe acolo, adori bike-urile, adori bike-ul ăsta în mod deosebit pentru că este al meu în primul rând. Să aveți o zi faină, mulțumesc cum v-ați uitat la mine și ne vedem în viitoarele videouri.